Naționala de tineret a câștigat cu 3-0 duelul cu Irlanda de Nord. Un meci în care jucătorii celor două echipe păreau că s-au înscris la un concurs de ratări. Dacă irlandezii, mari amatori de rugby, au trimis cu nădejde baloanele peste tribună, pe ai noștri i-a cam omorât tehnica. Eroul zilei a fost noul atacant al Timișoarei, Andrei Cristea. A ratat din toate pozițiile, chiar și singur cu portarul. N-a avut mai mult noroc nici când a ajuns pe bancă. A șutat cu forță, dar a ratat din nou pentru că sticla de apă pe care s-a răzbunat a ajuns în teren. Faptul că un jucător ratează, un atacant ratează, nu înseamnă că are o evoluție proastă. Ba din contră, înseamnă că e în joc. Mai trebuie rezolvat, sigur, acea problemă de a înscrie, dar asta vine cu momentul în funcție de inspirația care o ai în ziua respectivă.